Stimate domnule Gămurari, bună ziua! Vă salutăm în cadrul concursului național, etapa interviului pentru selectarea candidaților la funcție jucător a Curții Europene a Drepturilor Omului. Din start o să vă prezint componența comisiei. Fadei Nagacevski, subsemnatul, Pavel Abraham, Vasile Bolea, Dinu Plângău, Ian Feldman, Oleg Rotari, Sergei Țurcan, Mircea Roșoru, Tamara Kishkadoneva, Luiza Gafton, Mariana Timotin, Angela Motuzoc, Gheorghe Leuca, Emanuel Ploșniță, Violeta Cojocaru, Stanislav Pavlovski, Iulian Groza, Nicolae Cheleș, secretar al comisiei, Doina Maimescu. Vreau să vă întreb dacă aveți motive pentru recuzarea vreunui membru. Vă mulțumesc. Ok, vă explic sau vă reamintesc că regulile sunt următoarele. Aveți la dispoziție 5-7 minute pentru prezentarea generală. Veți oferi răspunsuri la 6 întrebări, vă rugăm să vă încadrați în 2 minute pentru fiecare întrebare formulată, după care vor fi circa 15-20 de minute discuții libere, unde vom verifica inclusiv cunoștințele lingvistice, dar și membrii comisiei vor interveni cu anumite întrebări de concretizare. Vă mulțumesc, succes! Stimați membrii comisiei, eu voi încerca să prezint argumentele mele referitor la funcția la care pretind și mă voi referi la domeniul respectiv al drepturilor omului, dar nu, probabil că nu în mod tradițional, ceea ce ține de caracterul imperativ, fiindcă este foarte bine cunoscut. Eu voi încerca să argumentez prin reieșind din practica mea, activitatea mea, parcursul omului multor ani, practică didactică, dar și calitate de expert al diferitor organizații internaționale. Pornesc de la ceea că am 24 de ani de activitate didactică, în aceeași perioadă, 20 de ani de când activez ca expert a unor organizații internaționale, care tangențial de fiecare dată au avut și au cu legătură cu drepturile omului. Mă refer în primul rând la calitatea mea de expert a Comitetului Internațional Crucii Roșii, înaltului comisariat pentru refugiați și vreau să spun că am observat foarte clar că parcursul a 20 de ani s-a schimbat și abordarea sau interpretarea conceptului drepturilor omului. Ceea că este o normă imperativă și am observat lucrurile astea din discuțiile cu colegii mei, inclusiv judecători, procurori, avocați la instanțele judiciare internaționale, special Tribunalul Penal pentru Fosta Iugoslavie sau Curtea Penală Internațională, din care noi am văzut foarte clar cum s-a schimbat pe parcursul ultimilor 2-3 decenii, s-a schimbat abordarea drepturilor omului în general, prin prisma caracterului imperativ în contextul dreptului internațional public. Mă refer aici la chiar și un exemplu foarte clar că acum 20-25 de ani dreptul umanitar pe care domeniul căruia sunt expert a fost considerat de un număr mare de juriști și specialiști ca parte componentă drepturilor omului doar că se considera că se aplică în timp de conflict armat. Cu excepția celor care colaborau și nemijlocit cooperau cu Comitetul Internațional Crucii Roșii. Ca ulterior să revenim la această sintagmă și astăzi chiar și în contextul dreptului umanitar, noi vorbim de fiecare dată despre caracterul imperativ al ceea ce numim nucleul drepturilor omului, care trebuie să fie respectate și aplicate inclusiv și în timp de conflict armat. Ceea ce, de exemplu, anterior nu era promovat sau cel puțin era promovat doar la nivel de discuții științifice. Pe parcursul întregii mele activități, cum am spus, am avut tangențial de fiecare dată legătură cu drepturile omului și ca un exemplu, chiar în această sală, în momentul când eram membru Colegiul Disciplinar la CSM, am avut și câteva discursuri în fața judecătorilor, mare parte erau de la Curtea de Apel, referitor la principiile de bază ce stau la baza funcționării instituțiilor judiciare, ce ține de independența justiției. În mare parte era vorba de acele documente care au fost adoptate la nivel internațional în contextul adunării generale a organizației naționale, în mare parte. De ce mă refer la aceste domenii? Fiindcă dacă, de exemplu, acum câteva decenii și jurisprudența Curții Europene era un pic mai specifică în sensul că era mai stabilă, în contextul în care au loc interpretările și acceptarea normelor, să spunem, domeniul drepturilor omului în calitate de norme cu caracter imperativ și cele care sunt recunoscute ca un exemplu, dacă anterior știm foarte bine, inclusiv și
în convenție era prevăzut și în protocol, presupunea că statul care se află în stare de război, pentru cele mai grave infracțiuni, cele ce se numesc crime de război, crime contra umanității, putea aplica pedeapsa capitală dacă aceasta era prevăzut de legislație. Ca ulterior, printr-un alt protocol, 2012, dacă nu greșesc, a fost anihilat, a fost interzis și acest lucru. Lucrurile care s-au schimbat și care au avut inclusiv prin implementare la nivel național, fiindcă de fiecare dată atunci când vorbeam cu colegii mei din străinătate, inclusiv cei din sistemul judiciar, au spus în statele occidentale, în mare parte, spuneau foarte clar că odată cu implementarea și odată cu acceptarea jurisprudenței Curții Europene, tot mai mult implementarea în sistemul judiciar național, statele respective au avut doar de câștigat. Este vorba, în primul rând, de asigurare și respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Lucru care le-au făcut și noile state după destrămarea fostei URSS, lucru care le-a făcut și Europa Centrală și, în cazul dat, Europa de Est, doar că cu unele, evident, cu unele restricții, unele dezavantaje, dacă putem spune, și chiar dacă mă refer la rezoluția de ieri adoptată de adunare parlamentară a adunării generale, cele 10 state din care face parte și Republica Moldova, unde a fost menționat că nu sunt puse în aplicare hotărârile adoptate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Lucruri care nu sunt noi pentru Republica Moldova și nu doar pentru Republica Moldova. Vedem că ceea ce anterior se considera sau era o normă dreptul internațional, deci teorie monistă și teorie dualistă atunci când vorbeam despre supremația dreptului internațional. Și un exemplu prin care am trecut în ultimii ani, nemijlocit am avut contacte directe cu colegii mei din spațiul ex-sovietic, experții, atunci când Federația Rusă a schimbat prin hotărârea Curții Constituționale, noi am discutat mult acest subiect și asta este statul care în 93 a fost primul din spațiul Uniunii Sovietice care a introdus supremația dreptului internațional în raport cu dreptul național. Momente care au ținut de un lucru pozitiv, inclusiv pentru Republica Moldova din activitatea mea, vreau să dau un exemplu că în 2005 am fost acceptat în calitate de membru a Comisiei Naționale pentru implementarea dreptului internațional umanitar și a fost primul caz cunoscut la acel moment când un membru academic este acceptat în calitate de în asemenea comisie, fiindcă de regulă această comisie este compusă din reprezentanții instituțiilor statului, după care cunosc bine acest lucru, a fost promovată și în alte state, nu de fiecare dată a fost acceptată această idee, dar a fost un moment pozitiv, fiindcă noi am conlucrat atunci inclusiv pe domenii concrete ce țin de interesele cetățenilor, de drepturile și libertățile fundamentale, ca un exemplu, vorba de promovarea proiectului de lege atunci când vorbeam despre persoanele dispărute fără veste, atunci când vorbeam despre refugiați, atunci când vorbeam despre persoane interdeplasate, asupra cărora sunt în ultimii ani, cel puțin în ultimul deceniu, se observă foarte clar implicarea și conlucrarea dintre diverse instituții internaționale. Doar un exemplu, dacă problema persoanelor interdeplasate o perioadă îndelungată era practic în afara cadrului legal, se vorba doar despre refugiați, ulterior, organizațiile internaționale, inclusiv cele non-guvernamentale și cele guvernamentale, au găsit limbă comună și am fost martor la câteva conferințe de acest gen când se aborda în interesul persoanelor respective. Faptul că se schimbă inclusiv și în sens bun al cuvântului jurisprudența Curții Europene, ultimele două cazuri foarte bine cunoscute, Ucraina versus Federația Rusă și Georgia versus Federația Rusă, referitor cu admisibilitatea parțială a acestor solicitări, și este vorba de, evident că de aplicarea convenției de la Roma și protocoalelor adiționale și nici de cum nu de normele ce țin de dreptul de ocupație sau de dreptul internațional umanitar, doar prin prisma anume încălcării acelor drepturi care sunt prevăzute de convenție. Vreau să spun că nu este Curtea Europeană prima care a mers pe această cale. În anii 80-90, Curtea Americană a abordat a încercat o interpretare atât un pic mai largă, însă ulterior statele au refuzat să accepte această practică, până că se rămână în continuare în limitele care sunt prevăzute de convenția respectivă. Curtea Europeană a mers pe departe, noi vedem astăzi foarte clar termeni care sunt utilizați, care sunt preluați din dreptul internațional public, dacă mă refer la control efectiv și control general, care diferă un pic de ceea ce este în practică Curții Internaționale de Justiție sau Tribunalului Penal pentru
internațional pentru fosta Iugoslavie. Dar astăzi tot mai larg, fiindcă Curtea Europeană nu acceptă un vacuum în acest context pentru a stabili, pentru a restabili drepturile persoanei care au fost încălcate. Aceeași normă este cu principiul extrateritorialității, care o cunoaștem foarte bine și astăzi. Cum legăm orari, vă rog, mai aveți un minut, că am depășit deja termenul. Ok, mersi. Eu am adus aceste exemple în contextul în care în ultimul timp, și asta o spun nu eu, mai mulți experți străini am vorbit pe parcursul mai multor ani, când interpretarea, inclusiv și a convenției și a jurisprudenței, în mare parte este făcută și trebuie să fie făcută în general în limitele dreptului internațional și să nu se limiteze doar strict la un anumit domeniu. Mulțumesc! Vă mulțumesc mult! Urmează următoarea rundă de acordarea întrebărilor din partea membrilor comisiei. Va începe domnul Ilian Groză. Vă rog mult! Domnul comisar, o întrebare care vizează rezolvarea unui test al proporționalității, așa cunoscut. Și întrebarea sunt în următorul fel. Cum considerați că ar urma să fie tratată corelarea dintre drepturile fundamentale concurente de acces la informații de interes public și dreptul la viață privată în cazul persoanelor care dețin funcții publice în raport cu persoanele care nu dețin astfel de funcții? Mulțumesc pentru întrebare. Este un domeniu care am văzut în ultimul timp abordările care sunt făcute de Curtea Europeană, fiindcă sunt unele domenii care nu sunt reglementate în mod direct de convenții și de protocoale, și atunci apar întrebări dacă este posibil sau nu este posibil de a se expune asupra acestui domeniu. Eu cred că ce ține de accesul la informație, iarăși trebuie să făcut o delimitare oarecare între persoanele cu funcții publice și viața privată, și aceasta, referitor la viața privată, deci am văzut și mai multe specii care au fost adoptate de Curtea Europeană, dar nu există o soluție simplă, nu există o poziție unică în acest context, sunt multe discuții, însă, totuși, delimitarea aceasta ar trebui să existe. Mulțumesc, doamnă Tamara Chișcă-Daneva. Stimate domnule candidat, am și eu o întrebare ca judecător național. Cum veți proceda dumneavoastră atunci când un judecător din Moldova se va adresa dumneavoastră cu o întrebare cu privire la modul de aplicare a prevederilor convenției? Cum v-ați proceda dumneavoastră? Mulțumesc pentru întrebare. După câte cunoaștem, există procedură de adresare pentru un aviz consultativ către Curtea Europeană, o face instanța cea mai înaltă la nivel național, și acest, inclusiv pe o chestiune care ține de interpretarea prevederilor convenției, și atunci este și răspunsul. Eu nu cred, fiindcă în contextul în care judecătorii sunt delegați, sunt numiți și sunt aprobați de către adunarea parlamentară, ei nu mai reprezintă statul. Și atunci cred că oricare întrebare ce ține de... Deci nu este vorba de o consultație științifică în contextul dat, atunci orice întrebare, cred că cel mai corect este așa cum spune protocolul respectiv, referitor la adresarea pentru acel aviz consultativ pe care îl va da. Mulțumesc frumos! Mulțumesc, domnul Pavlovski Stanislav. Bună ziua, domnule candidat. Deci întrebarea mea este următoare. Analiza activității Curții Europene arată că în ultimii ani termenul care se cere pentru comunicarea dosarului după depunerea cererii ușor depășește 6, 7, 8 ani până la prima comunicare, și chiar și după îndeplinirea tuturor procedurilor, prezentare, observațiilor și așa mai departe, până la emiterea unei hotărâri, iarăși trece 2, 3, 4 până la 10 ani. Considerați acest termen rezonabil, și primul și al doilea? Și dacă nu, care, din punctul dumneavoastră de vedere, ar putea fi soluțiile pentru această situație, pentru remedierea acestei situații? Mulțumesc pentru întrebare. Nu, eu aș încerca să răspund prin ultimele constatări care sunt date de structurile europene, în principiu, fiindcă Curtea a căzut pradă, să spunem așa, cum se mai spune, propriului rol și acea autoritate pe care o are.
numărul mare, deci câte 50.000 de adresări sunt făcute la curte, chiar de există acel filtru prin care se trec. Am auzit foarte clar că s-a diminuat numărul care depășește acești 5 ani de zile în ultimul timp, dar până la urmă, deci este curtea care trebuie să expună, să vadă care ar fi procedurile mai de urgență sau care, bun, mai este și amiabilă, înțelegerea amiabilă, care poate fi. Totuși, până la urmă, ideea de bază este că acele adresări care sunt acceptate să fie examinate. Mulțumesc, domnul Lângăudinu. Bună ziua, domnule candidat. Dați un exemplu, vă rog, de un caz concret din biografia dumneavoastră care considerați că a fost un eșec sau care a afectat sau putea afecta reputația dumneavoastră profesională și cum ați procedat ca să o reparați. Mersi. Eu mulțumesc pentru întrebare, eu înțeleg contextul în care este pus, dar vreau să spun că nu am regreturi pentru toată activitatea care am avut-o, fiindcă de fiecare dată, chiar cei 2 ani și ceva care am fost în funcția politică, niciodată nu am amestecat activitatea mea de expert în drept internațional, de profesor universitar și cea care de purtător de cuvânt al Partidului Democrat. Și aceasta o cunosc foarte bine toți care au participat, inclusiv studenții mei, inclusiv atunci când fiind în funcție respectivă, am avut ocazia să îmi continuam calitatea mea de expert în domeniu, fie este vorba de justiția tranzițională, fie drept umanitar, rămânând expert al Comitetului Internațional Crucii Roșii, inclusiv cazurile cu Belfast, cazul cu Bosnia, cazul cu Kosovo. Deci, cum am spus, eu înțeleg care este contextul, dar până la urmă încerc să nu regret pentru tot ceea ce am făcut. Mulțumesc, domnul Gămurari. Nu există niciun context, sunt întrebări standardizate. Nu, pentru mine am răspuns. Și nu cred că activitatea dumneavoastră de avocat este o eroare, dar asta este o altă chestiune. Deci știți că întrebările sunt standardizate. Nu este special pentru dumneavoastră pregătit întrebarea. Domnul Abraham, vă rog mult. Distinse domnule candidat, mi-aș permite să vă pun și eu o întrebare. Am văzut că aveți o preocupare efectivă pentru problemele dreptului umanitar, un lucru deosebit, așa cum l-ați prezentat dumneavoastră. Aș dori să faceți aprecieri cu privire la aceste aspecte prin prisma articolului 15 din cartă, privind la privitoare la situațiile de urgență. Cele 3 paragrafe, aș spune, ale articolului care tratează aspecte specifice de derogări și cu comentariile respective, dar aș vrea să fiți foarte sintetic, fiindcă lucrurile sunt foarte clare, după părerea mea. Vă mulțumesc mult pentru întrebare. În primul rând, dreptul umanitar nu se aplică în contextul respectiv, la care ne referim. Dreptul umanitar se aplică strict în condiții de conflict armat, fie este vorba de conflict armat internațional sau non-internațional, iar ce ține de anumite derogări în situații de extremă necesitate, situații de impuse pe teritoriul unui stat, ele sunt limitate și, până la urmă, așa cum am spus, tendințele actuale care se observă foarte clar în interpretarea dreptului internațional, dreptului omului, dar și interpretarea dreptului internațional umanitar, sunt că normele care constituie nucleul drepturilor omului, ele trebuie să rămână în continuare respectate, indiferent de situația în care este creată. Vă mulțumesc. Vreau să fim un pic mai preciși. Deci, care ar fi derogările care pot fi făcute, deci, în contextul dat potrivit articolului 15, de la care articole nu s-ar putea face derogări, sunt date în mod expres. Puteți să enumerați 2 din cele care sunt date acolo, măcar? În primul rând, drepturile care sunt prevăzute de convenție, fie este vorba de dreptul la viață, fie este vorba de dreptul la proprietate. Toate drepturile. Nu. Drepturile. Care dintre ele? Că acolo sunt enumerate, eu vă spun 4, nu fac un seminar, Doamne ferește, nu-mi permit. Dar sunt prea importante că de la acestea nu se poate face derogări. În primul rând este dreptul la viață, evident. Este cum? Dreptul la viață. Vorbim despre dreptul de proprietate, vorbim despre nediscriminare, care trebuie respectate inclusiv și în condiții de urgență, să spunem așa. Există vreo obligație pentru statul respectiv, potrivit cartei, să facă ceva internațional, statul care face asemenea derogări? Nu, în primul rând comunică Consiliul Europei referitor la introducerea acestor măsuri de urgență, să le spunem așa, și tot inclusiv și convenția prevede foarte clar că trebuie să fie în conformitate cu prevederile dreptului internațional.
ultimă întrebare din partea domnului Rotari Oleg. Vă mulțumesc, stimate domnule candidat. Care sunt riscurile pentru Republica Moldova la examinarea de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului a cererilor originare din regiunea transnistreană a Republicii Moldova? Eventual, ce pârghii ar putea fi utilizate în raport cu un stat membru la convenție care nu execută o hotărâre a curții? Am înțeles, vă mulțumesc. În primul rând, referitor la zona din stânga Nistrului, este situație clară, fiindcă, dacă nu greșesc, atunci când Republica Moldova adera la Convenția Europeană, încercat să facă rezervă privind neaplicarea față de teritoriul din stânga Nistrului, rezervă care nu a fost acceptată și nu poate fi acceptată. Teritoriul din stânga Nistrului, deci, din punct de vedere dreptul internațional, teritoriul are două regimuri. Fie este regim de stat, fie este regim aflat sub regim de ocupație. Teritoriul din stânga Nistrului nu se află sub regim de ocupație, din punct de vedere al dreptului internațional public, iar în acest spațiu autoritățile de la Chișinău nu dețin control oficial. De aici a apărut, fiindcă a fost și în cazul cu Cipru de Nord, a apărut acel concept care există în cadrul convenției în Curții Europene, fiindcă a spus că un pic diferă de cel al Curții Internaționale, referitor la control efectiv și control general. Deci controlul efectiv, fiindcă ele diferă un pic în dreptul internațional public, spunem, în care curții internaționale se solicită control efectiv pentru a stabili responsabilitatea unui sau alt stat. Deci este cazul Nicaragua din 1986. În contextul curții europene vorbim despre control efectiv și general și atunci statul care deține controlul respectiv, el și poartă răspundere pentru încălcarea normelor respective. Etapa celor 6 întrebări s-a finalizat. Stimați colegi, dacă sunt întrebări de concretizare, careva întrebări noi deja în cadrul discuțiilor libere, vă rog să le adresați. Haideți atunci să procedem la etapa verificării cunoștințelor lingvistice. Domnul Gamurari, eu am să vă rog, în primul rând, vă voi oferi două texte, unul în limba franceză, unul în limba engleză, pentru ca dumneavoastră să le dați citire, fiindcă avem specialiști în limba franceză și în limba engleză, care urmează să se expună cu privire la cunoștințele dumneavoastră lingvistice, după care dumnealor o să vă ofere câteva întrebări pentru a vedea expunerile dumneavoastră verbale. Vă rog mult, unul în franceză, unul în engleză. Poți să ne iau? Deci primul text este în engleză. Eu cum am scris și în informații și în CV, limba mea de bază este limba franceză, pe care o cunosc destul de bine. Limba engleză o utilizez și cunosc bine terminologia care este utilizată, terminologia juridică, dar nu este la nivelul care este limba franceză. The court considered that this issue to be weighed in the context of its general approach to the exercise of extraterritorial jurisdiction in unreconcedent entities. In that context, the court has had regard to the special character of the convention as an instrument of European public order for the protection of individual human beings and its mission at the out in Article 19 of the Convention to ensure the observance of the engagements undertaken by the eight contracting parties. Dans la règie plus contre-turtique précitée par 91-94, la Cour a recherché où l'on pouvait exiger des requêtants qui
qu'il épuise les recours disponibles dans la RTCN, à savoir une entité non reconnue. Elle est inspirée notamment de la position adoptée par la Cour internationale de justice dans son avis consultatif concernant l'affaire de la Namibie, conséquences juridiques pour les États de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie, sud-ouest africain, nonobstant la résolution 276 de 1970 du Conseil de sécurité, avis consultatif, Cour internationale de justice, requis 1971, paragraphe 125. Mulțumesc. Acum am să rog, stimatele doamne specialiste, să oferim niște întrebări. Monsieur Gamural, je vais me permettre, comme c'est votre première langue étrangère, alors je vais me permettre de vous poser une question. Donc vous venez de dire que plus de 50 000 de requêtes sont déposées annuellement à la Cour donc, européenne des droits des hommes. Et donc, est-ce que vous savez quels sont les États les plus... qui entre dans le top des États qui sont condamnés le plus. Et si vous connaissez cette information, j'aimerais savoir pourquoi ces États, exactement ces tops de ces États sont condamnés. Merci. Oui, je vous remercie. Comme j'ai dit au début, c'est vraiment, il y a chaque année plus de 50 000 de requêtes qui sont adressées à la Cour européenne. La différence, c'est toujours même la participation, parce qu'au départ des années 50-60, c'était les États membres de l'Union européenne qui sont aujourd'hui, qui déposaient les requêtes ou contre qui s'étaient déposées les requêtes. Et aujourd'hui, ce sont les États de l'Europe, parce que ça a changé après les décisions de la Cour européenne. Les États ont implémenté, ont changé la législation nationale, même... les années 70, les années 80, ils ont changé la législation nationale pour n'avoir pas de problème après. Aujourd'hui, c'est la plupart sont les États de l'Europe centrale, et c'est la Turquie qui a beaucoup de requêtes contre elle. Et c'est la Russie aussi qui a beaucoup, spécialement après le conflit en Caucase. Et bien sûr, c'est pour ça... La Russie a refusé de reconnaître la suprématie du droit international, et c'est pour la position de la Cour constitutionnelle, parce qu'il y a toujours des agressions pour la situation en Crimée, parce que c'est un territoire qui est occupé par la Russie, officiellement c'est un territoire de l'Ukraine, et ici, en contexte de violation de normes de la Convention d'Europe, ça sera exposé contre cet État. Il y a beaucoup de choses, parce que hier même l'Assemblée parlementaire Conseil de l'Europe, dans cette résolution, il a fixé 10 États qui ont des problèmes. La plupart sont de l'Europe de l'Est. Mais c'est ça la différence, parce que, comme je dis, c'est déjà la Cour, elle est devenue, grâce à ses capacités, grâce à son influence dans le monde, il y a de plus en plus d'agressions pour elle. Mais ça reste toujours, au départ, c'était pas au départ, mais les dernières années, c'était la Grèce, aujourd'hui, c'est la Turquie, mais la Moldavie aussi, il y a beaucoup, c'est l'Ukraine. C'est dommage, mais ce sont les pays qui sont, on peut dire, la démocratie, c'est en transition. Merci, monsieur. Merci. OK. My question is the following. Dear candidate, you said that you have an experience in international law and you are also a member of the Red Cross Committee. So, what from your vast experience can be used when conducting the position of a judge in the European Court on Human Rights? Nu, reieșind din activitatea curții pe parcursul anilor și din autoritatea pe care au judecătorii care activează, din experiența respectivă, deci eu, ce s-a observat foarte clar, este o tendință de, inclusiv de interpretare în contextul necesităților care sunt astăzi, în special pentru a asigura acea calitate care, cum am spus, de caracter imperativ al unor norme care sunt prevăzute de convenția și de jurisprudența curții.
Vă mulțumesc, stimați membri, aveți careva întrebări de concretizare, ceva suplimentar? Dacă îmi permiteți. Domnule candidat, una din condițiile esențiale pentru funcția de judecător la CEDU este înaltă reputație morală și în hotărârea guvernului privind stabilirea criteriilor de selecție, noi avem câteva puncte care se referă la evaluarea candidaților și pe acest aspect. Într-un final, dacă o să fiți selectați mai departe și o să fiți unul din cei trei candidați, cunoașteți adunarea parlamentară a Consiliului Europei, trebuie să decidă într-un final acea adunare parlamentară care în ultima perioadă a pronunțat foarte multe rezoluții pe Republica Moldova privind încălcarea drepturilor fundamentale ale omului, dreptul de a alege a fi ales, la dreptul la exprimare. Presupun că toată lumea le cunoaște și le-a observat. Dacă în perioada activității dumneavoastră, ca pentru a îndeplini una din condițiile criteriilor pentru care trebuie să evaluăm proactivitatea în promovarea și apărarea drepturilor omului, dacă ați făcut tot ce este necesar ca Republica Moldova să primească mai puține rezoluții critici din partea adunării parlamentare a Consiliului Europei. Mersi. Eu mulțumesc, dar vreau o concretizare. Dacă am făcut până acum... Da, am înțeles, mersi. Nu, în primul rând, eu, cum am spus, eu sunt teoretician, iar calitatea mea de expert în care participam la diverse conferințe sau în diverse proiecte, am încercat de fiecare dată să atrag atenția asupra caracterului imperativ al cadrului normativ respectiv, inclusiv prin implementarea în cazul Republicii Moldova. Ca un exemplu, unul din ultimele proiecte care au fost, fie este vorba de atunci când a fost adoptat în baza raportului meu avizul consultativ al curții, avizul de partea Curții Constituționale referitor la compatibilitatea statutului Curții Penale Internaționale și a Constituției Republicii Moldova. Acum câțiva ani am elaborat, știu că e la minister de mult timp, proiectul de lege privind cooperarea Republicii Moldova Curtea Penală Internațională. Acestea sunt angajamentele care sunt asumate în contextul cu Uniunea Europeană, ultimul cel puțin, de către Republica Moldova. Și un document care a fost promovat împreună cu Ambasada Marii Britanii, este vorba de punerea în aplicare a conceptului justiției tranziționale, de reconciliere a societății, inclusiv celor două maluri, dar și societății în general. Vreau să spun că această practică am utilizat-o și în Ucraina, un an și jumătate, cât ultima perioadă când a fost președinte domnul Poroșenko. Am fost membrul bordului consultativ științific pe lângă Ministerul Ucrainean pentru teritoriile temporare ocupate și persoanele interdeplasate, în care de fiecare dată am venit fie cu lecții publice, fie cu apreciere referitor la posibilitatea excluderii încălcării drepturilor, care după aia spuneam că vor fi bine și pentru Republica Moldova. Noua conducere, acum un an, dosarul meu este la ministerul respectiv, dar cu regret din cauza pandemiei, deci noi am stopat. Dar am încercat și am spus că acea practică cu siguranță poate și trebuie să fie implementată și în Republica Moldova. Eu am să am o întrebare așa mai concretă. Dacă cunoașteți careva cazuri pilot împotriva Republicii Moldova din partea Curții Europene a Drepturilor Omului sau dacă cunoașteți careva hotărâri unde sunt implicate așa zisele guleri albe împotriva Republicii Moldova? Mersi. Deci, în primul rând, majoritatea, cele mai multe cazuri care sunt împotriva Republicii Moldova, de fapt ca și cele care sunt examinate de Curtea Europeană, 48% din practică curții, sunt condițiile de detenție, este vorba de tratament inuman și neexecutarea hotărârilor respective. Atunci când a fost adoptat conceptul de hotărâre pilot, s-a luat în considerație că sunt destul de multe dosare care sunt practic identice, sunt aceleași norme sunt încălcate și ele sunt pentru a nu examina, nu spun că nu examinăm fiecare în parte, dar este ca o hotărâre pilot și dacă nu greșesc, a fost chiar din cazul cu Bekciev împotriva Republicii Moldova, câteva împreună au mers în acel context privind condițiile degradante de întreținere, este vorba de acordarea asistenței medicale. Deci perioada aceasta 2005-2008, fost mai multe care au fost hotărâri pilot. Deci dacă nu greșesc, până în 2017, atunci când a fost fixat, au fost 193 de cazuri împotriva Republicii Moldova. Clar că astăzi numărul este
este mai mare, și dar cu pilot iată este, după cât eu țin minte. Și nu pot să nu vă ofer această întrebare, fiindcă ați fost atacat public, blamat pe locuri, expus oprobriul lui public datorită activității dumneavoastră profesionale în calitate de purtător de cuvânt al Partidului Democrat din Republica Moldova. Vreau să vă întreb, cum considerați dumneavoastră chestiunea dată? Afectează cumva calitățile dumneavoastră profesionale și morale și vă face cumva incompatibil cu funcția de judecător al Curții Europene a Drepturilor Omului? Eu vă mulțumesc! Și eu mulțumesc pentru întrebare. Nu, în primul rând, aprecierea o face comisia, nu sunt eu cel care să trebuie să-mi dau apreciere referitor la cât este compatibilă funcția respectivă. Eu doar pot să spun că nu am fost niciodată și nu sunt membru de partid, n-am fost nici la unui partid. Am făcut delimitare de fiecare dată în activitatea mea profesională, cum am spus, ca profesor universitar și ca expert internațional. Vreau să aduc doar un exemplu care se confirme. În ziua când a fost adoptată hotărârea de expulzare a celor 7 profesori turci, eu aveam orele la Institutul de Informații și Securitate, evident că telefonul se deconectează. Lecția mea, timp de 3 ore ce am vorbit în fața studenților, paradox, dar a fost legată de conceptul extradare, predare, transferare și expulzare. Și doar la orele 12, când am conectat telefonul, am înțeles ce a avut loc. Adică nu m-am bazat și atunci când mergeam în străinătate ca expert, niciodată nu am fost nominalizat cu funcția respectivă, am mers strict pe domeniul meu ca expert cu publicațiile care le am, cu monografiile, cu recomandările și tot ce ține. Dar am spus, asta este poziția mea, în rest este comisia cea care deține competența respectivă pentru a determina pe cât este de corect. Da, domnule Dan, vă rog. Domnul Comorari, care sunt valorile sau mai simplu, calitățile pe care au trebuie să le dețină un judecător la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului și care din ele le puteți să le menționați că le aveți dumneavoastră? Mulțumesc. Criteriile care sunt fixate pentru, nu doar pentru judecătorii la Curtea Europeană, deci este o normă, fie este vorba de Curtea Internațională de Justiție, fie este vorba de Curtea Penală Internațională, dar ne referim aici, deci în primul rând este profesionalismul. Deci dacă, de exemplu, ne referim tendințele care sunt și fac iarăși paralelă Curtea Internațională, persoana care trebuie să ocupe cele mai înalte funcții, judecătorești în stat sau este un profesor de drept internațional recunoscut, numele căruia este recunoscut. Evident că calitățile morale, evident că respectul din partea societății, din partea celor care l-au cunoscut, eu nu vreau să-mi dau apreciere mie însuși. Probabil că mi-aș permite să spun că, cel puțin la domeniul profesionalismului, de cunoașterea dreptului internațional public în general și anumite domenii care eu sunt specializat și faptul că am fost și sunt acceptat în calitate de expert de mai multe organizații internaționale, inclusiv în străinătate, cred că asta îmi permite să spun că elementul profesionalismului persistă. În rest, iarăși, nu vreau să mă expun, fiindcă nu sunt eu cel care trebuie să-mi dau apreciere. Mulțumesc, domnule președinte. O întrebare, domnule Gămurari. Vreau să vă întreb, în ultimii ani avem pe rolul Curții Europene pentru Drepturile Omului tot mai multe cereri depuse de cetățeni ai Republicii Moldova care sunt condamnați la pedepse cu executare de către așa numitele autorități ale autoproclamatei Republici Nistrenia. Acești cetățeni intervin cu cereri către organele constituționale ale Republicii Moldova pentru ca hotărârile autoproclamate Republici să fie anulate, ei urmăresc de fapt punerea în libertate. Pe fundalul inacțiunilor, dar obiective pe care le manifestă Republica Moldova în vederea punerii în libertate a acestor persoane, avem tot mai multe cereri pe rolul Curții din perspectiva articolului 6, din perspectiva articolului 13 din Convenție. Ca și judecător național, anticipăm lucrurile. Vreau să vă întreb care ar fi atitudinea, conceptul dumneavoastră vis-a-vis de aceste cereri care sunt depuse împotriva Republicii Moldova și a Rusiei. Mulțumesc! Mulțumesc! Eu am mai spus despre lucrul ăsta și am atenționat de mai multe ori
inclusiv și în cadrul conferințelor din străinătate, problema care se confruntă Republica Moldova. Deci este una cu mult mai largă. Eu înțeleg foarte bine că care este esența întrebării și atunci am spus că Curtea Europeană, examinând o speță, ea nu stabilește, așa cum s-a încercat să spună imediat după cazul Ilascu, că Curtea Europeană a recunoscut prezența regimului de ocupație din stânga Nistrului. Curtea Europeană nu deține asemenea competență. Curtea Europeană nu acceptă un vacuum în contextul în care sunt încălcate anumite drepturi a unui cetățean. Și atunci trebuie să expună cine este responsabil. Și aici, iată și acel principiu care este cu control efectiv și control general, care a fost aplicat și în cadrul cazul Ciprului, doar că în cazul Ciprului este foarte clar că este regim de ocupație, așa cum este și în cazul Crimeei. Problema este cu mult mai largă, care nu poate fi soluționată doar în limitele drepturilor omului, dar până la urmă, curtea trebuie să restabilească drepturile persoanelor în cauză și atunci soluția este, nu pot autoritățile de la Chișinău să intervină în stânga Nistrului, știm foarte bine lucrul ăsta, așa să nu este un caz politic, este și un caz real. Și atunci responsabilitatea anume este de stabilirea a vinovăției din partea structurilor în cauză. Nu putem solicita asigurarea drepturilor cetățenilor Republicii Moldova care sunt deținuți sau sunt judecați de autoritățile din stânga Nistrului, din simplu motiv că aici nu poate fi aplicat dreptul ce spune Convenția privind relațiile consulare, fiindcă este un singur stat, așa cum s-ar fi făcut în alt caz, dacă vorbim despre Guantanamo, atunci când erau deținuți cetățeni britanici, cetățeni francezi, când autoritățile statului respective încercau să elibereze, inclusiv prin intermediul aplicării Convenției de la Viena din 1963 privind relațiile consulare. Sunt întrebări de concretizare, stimați membri ai Comisiei? Da, vă rog, domn Felu. Întrebarea mea se referă la activitatea în domeniul promovării drepturilor omului și, în general, a drepturilor omului. Care este experiența dumneavoastră în promovarea practică a drepturilor omului în Republica Moldova și în străinătate? Mulțumesc că ce ține de Republica Moldova, așa cum am spus, am 24 de ani de activitate didactică, practic în toate universitățile care sunt în Republica Moldova, am avut cursuri respective. Dreptul internațional public și dreptul umanitar, ele reflectă dreptul internațional al drepturilor omului, chiar dacă poate în mai mică măsură nemijlocit ce se referă la Convenția Europeană. În practica mea, care pe participare a diferite proiecte, vorbesc acum în cazul Republicii Moldova, așa cum a dus un exemplu când era membru Colegiului Disciplinar, când am ținut câteva lecții referitor la importanța respectării principiilor ce asigură independența justiției și acele care sunt fixate din normele dreptului internațional și respectarea de către autoritățile de la Chișinău. În plus, a fost perioade când împreună cu organizațiile internaționale organizam diferite manifestări, fie este vorba de meserotude, fie este vorba de olimpiade de drept umanitar, în cadrul cărora studenți, și apropo, foștii studenți, acum sunt antrenați foarte activ în diverse organizații internaționale și în Republica Moldova, care au preluat această practică de respectare a drepturilor omului, doar că era vorba de situații de conflict armat. În rest, iată și ultimul proiect care a fost în 2016, noi l-am pus în aplicare, după aia trebuia să mergem, așa vreau, Britanie și la Tiraspol, după aia să mergem în Kiev, referitor la punerea în aplicare a justiției tranziționale, să presupune inclusiv și restabilirea dialogului între instanțele judiciare, organele de drept. Deci lucruri care, de cel puțin, era o explicație a unui domeniu care poate este mai puțin cunoscut în Republica Moldova și nu doar în Republica Moldova, fiindcă este o încercare a dreptului internațional, public în general, și a dreptului umanitar și a dreptului internațional, a dreptului omului, de a soluționa, de a nu lăsa un vacuum, de a soluționa în interesul persoanei. Diferența între dreptul internațional acum 30 de ani și ce este astăzi, dacă acum 30 de ani interesul de bază era al statului, astăzi, în prim plan, se pune interesul persoanei fizice, a individului și vedem foarte clar, inclusiv normele care reglementează, șir întreg de norme care reglementează prevederi convenției, statutul special al anumitor categorii de persoane, vedem posibilitatea adresării, punerea în aplicare a responsabilității pentru comiterea crimelor internaționale la nivel internațional, cum este Curtea Penală, și este posibilitatea adresării unei instanțe judiciare supranaționale în contextul în care sunt încălcate drepturile omului, cum este Curtea Europeană. Deci acestea sunt tendințele care sunt azi observă și care sunt binevenite și în contextul că eu ca profesor în domeniul respectiv, deci de fiecare dată am abordat tematica în cauză, punând prin plan interesul persoanei, cetățeanului, nu doar cetățeanul țării, deci pentru că vorbim aici despre drepturile fiecare persoane în cauză,
Dar astea sunt un fel de familiarizare societății cu lucrurile în cauză. Întrebări? Domnule Gămurari, noi vă mulțumim mult. Pe parcursul zilei, spre seară sau mâine dimineață, rezultatele vor fi afișate pe site-ul Ministerului Justiției. Vă rog să... Eu vă mulțumesc foarte mult și vă doresc o zi bună. O zi bună.